În fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfânta Parascheva. În chip deosebit, Sfânta Parascheva este cinstită în Moldova, întrucât de 350 de ani moaștele Sfintei se găsesc la Iași. Ziua de 14 octombrie este o zi extrem de importantă în comunitatea românească datorită evenimentelor speciale care au loc acum. Este ziua specială a bălciurilor, iarmaroacelor și târgurilor de toamnă, oamenii făcându-și provizii pentru iarna grea, ale cărei semne le putem simți de acum prin răcirea accentuată a vremii. Tot acum, Biserica Ortodoxă o celebrează pe Sfânta Paraschiva sau Sfânta Vineri, așa cum este ea cunoscută în popor. Această sfântă este protectoarea orașului Iași, unde au loc în fiecare an pelerinaje la Biserica Treierari. Sfânta Paraschiva a fost călugăriță la Ierusalim, unde a dus o viață aspră, până la vârsta de 25 de ani. Spre sfârșitul vieții s-a întors în satul în care se născuse, a petrecut 2 ani în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, apoi s-a mutat întru Domnul. În data de 14 octombrie, sătenii întorc arul cu proțapul în fundul ograzii, că se pregătesc de iarnă. În această zi se împlinea sorocul văcarilor, ciobanilor, pândarilor și se da drumul țarinii și luncii, vitele umblând peste tot. Se organizează turmele pentru iernatul transhumant, începe coborârea oilor în zonele de iernat, se angajează ciobani pentru noul sezon pastoral și se organizează iarmaroace de toamnă unde se valorifică produsele turmelor de oi. Credincioșii postitori nu mănâncă în această zi nuci, castraveți și poame în formă de cruce. De asemenea, fetele țin ziua spre a fi cinstite precum cuvioasa Paraschiva. Nu se lucrează în această zi, fiind primejdie de boli. Nu se coase, fiind rău de trăznet, de grindină, de bol de ochi și de cap. Se credea că așa cum e vremea la Vinerea Mare, va fi până la Sfântul Dumitru. Cum este ziua, frumoasă sau mohorâtă, așa vor fi și celelalte sărbători de peste an. Dacă toamna nu plouă până la cuvioasa Parascheva, atunci se pune iarna curând. Ciobanii, dimineața, caută să vadă cum s-au culcat oile. Dacă stau grămadă, iarna va fi grea. Dacă stau împrăștiate, va fi ușoară. În termeni populari, în această zi se face îngroparea verii. Peste 55.000 de persoane poartă numele de Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau derivate ale acestora în România. Tot atâtea își serbează onomastica în 14 octombrie, când are loc o mare sărbătoare religioasă. Ca în fiecare an, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este un prilej de apropiere și de mărturisire comună pentru credincioși din țară și din străinătate, care vin la Iași pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei și ale altor sfinței Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ale cărei moaște întregi se află la Catedrala Mitropolitană din Iași din anul 1888, vor începe pe 10 octombrie și se vor încheia pe 15 octombrie. În ziua în care românii sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, în localitatea Vulcana Pandele, județul Dâmbovița, are loc sărbătoarea Dovleacului sau Festivalul Toamnei. Suita de manifestări este găzduită de Căminul Cultural, izvor de apă vie din localitate. A intrat în tradiție. Pe data de 14 octombrie, locuitorii comunei dâmbovițene Vulcana Pandele participă la sărbătoarea Dovleacului sau Festivalul Toamnei. Suita de manifestări este găzduită de Căminul Cultural Izvor de Apă Vie din localitate. Cea de-a 6-a ediție a festivalului aduce un suflu nou sărbătorii și anume, gospodinele din localitate prepară mâncăruri tradiționale având ca ingredient de bază Dovleacul. O să aflăm cum se prepară o plăcintă cu dovleac și ne va spune o bucătăreasă expertă. Adică o gospodină, că bucătăreasă, toate doamnele sunt bucătărese. Da, așa, să spun ce folosesc. Dovleac, care este materia de bază, să zic așa, că plăcinta se mai poate face și din mere și din brânză și de... Da, eu prezint plăcinta de dovleac. Dovleac ras, cu un pic de zahăr și călit un pic la foc moale. După aceea, foaia din apă minerală, ca să iasă un pic mai pufoasă, amoniac, zahăr, ulei, că noi am pregătit-o de post, că mâine e Sfânta Paraschiva și e zi de post. Se frământă o cocă mai moale ca să poată fi întinsă și după aceea o foaie se așează jos în tavă, după ce tava, bine, asta a fost unsă, un pic tapetată, punem dovleacul care deja a fost călit, punem a doua foaie peste și în felul ăsta o băgăm la cuptor. Într-o jumătate de oră, plăcinta este gata. După aceea o tăiem, dar ar trebui tăiată rece, că fiind ea deja compoziția e mai moale și trebuie răcită un pic ca să poată să taie.
Și e foarte bine. Din suita de manifestări nu vor lipsi nici expozițiile de dovleci de toate dimensiunile și formele, o expoziție gastronomică, dar nici activitățile educative. Decorul festivalului este realizat de omul de cultură Florina Voicu, de elevii școlii Vulcana Pandele și Gura Vulcanei, precum și de membrii clubului Mesagerii Vieții. De asemenea, exponatele sunt roadele muncii de o viață a gospodarilor din comuna Vulcana Pandele. Vă mulțumim că ne-ați călcat din nou pragul. Ne aflăm la 6-a ediție a Festivalului Toamnei din comuna Vulcana Pandele și încercăm ca de fiecare dată să arătăm că în Vulcana Pandele sunt oamenii arnici care în gospodăriile lor cultivă și plantează atât diverse legume și preparate să conservăm pentru iarnă și cum ne-am obișnuit să facem un festival al Toamnei cu o expoziție de dovleci, dar am vrut să scoatem în evidență că dovleacul are mai multe proprietăți și după cum ați văzut în bucătăria căminului nostru cultural, facem aceste degustări din dovleac, din mere, din chifteluțe din dovleac, plăcintă cu dovleac, să arătăm, avem dulceață din dovleac, deci dovleacul nu e numai un produs de expoziție, ci și ceva de consumat. Și pe această cale mulțumesc locuitorilor din comuna Vulcanei Pandele, care ne-au sprijinit ca de fiecare dată, au fost alături de noi, nu numai locuitorii, cât și administrația locală, că ne-a pus la dispoziție tot ce am avut nevoie și doresc tuturor sănătate cu acest prilej și multă bogăție în continuare și la anul să facem o asemenea activitate. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Cabinetul Bogdoi a fost demis cu 258 de voturi pentru și 176 împotrivă. Ploile și temperaturile scăzute au pus stăpânire pe întreaga țară. Pentru primele 6 luni ale anului 2010, patronatele cer înghețarea salariului minim. Plafonul maxim pe membru de familie pentru subvenționarea facturii la încălzire a locuinței s-a redus semnificativ. Asigurarea obligatorie a locuințelor a fost amânată cu încă 6 luni. Conservatorii își propun elaborarea unui set de măsuri anticriză pentru anul 2010. Pe 14 octombrie, România sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În comuna dâmbovițeană Vulcana Pandele de 6 ani, în ziua de 14 octombrie, se marchează sărbătoarea dovleacului. Acestea au fost știrile Partener TV. Vă dorim în continuare o zi plăcută și nu uitați, suntem alături de dumneavoastră. La revedere!